sectorului Râșcani? Da, adică până la 400 din cauza care era de azi. În zona respectivă, nu știu în ce măsură putem vorbi despre pericolul de prăbușire a sectorului, dar despre existența acestei pânze de ape freatice se știe de ani de zile, despre mina Chișinău și respectiv situația de acolo de asemenea se cunoaște și cei care lucrează în domeniu la ziua de azi oricum iau măsuri de prevenire. În mod normal ar trebui un proiect mai amplu de schimbarea destinației probabil acestei mine, care în mare parte deja așa cam epuizat resursa de extragere a pietrei. Sunt modalități tehnologice, au fost depuse, din câte cunosc, proiecte de, inclusiv pentru finanțare din exterior, în așa fel încât să fie găsită soluția optimă pentru prevenirea unui asemenea pericol, știu, pentru tot. În cazul în care ar fi iminent, eu cred că situația, de, departamentul situației excepționale ar atrage atenția. Deci vorbim despre ceva care, mă rog, la capitolul, sau mă rog, acum la nivel de păreri, la nivel de suspiciuni și așa mai departe. Expertizele deocamdată nu au demonstrat o asemenea situație. Ceea ce trebuie făcut este conservat această mină pe viitor. Sunt mai multe modalități, am înțeles, pentru ori umplere cu apă, acum nu știu pe de rost toate detaliile. Inclusiv destinații turistică, de exemplu, pentru vizitare și așa mai departe.